Slăviți să fie numele Domnului! Mă bucur în această dimineață de harul pe care îl am, ca și dumneavoastră, de a fi în prezența Domnului în primul rând, apoi invitat la această sărbătoare a Bisericii Betania și totodată a celor două familii, familia Popa, Vini și Patricia, care îl aduc pe micuțul Luca pentru a-l dedica înaintea Domnului, și familia Laza, Sergiu și Rebecca, părinți care vin cu micuțul Ianis și doresc să-l dedice lui Dumnezeu. Dorim ca Dumnezeu să binecuvinteze aceste familii, familiile lor extinse, rudenile, prietenii, cei care sunt în casa lui Dumnezeu în această dimineață. Și permiteți-mi încă de la început să vă aduc salutul Bisericii Emanuel din Sacramento, ca o urare pentru dumneavoastră, bucurându-mă de ceea ce văd în locul acesta după 8 ani de zile de progresul lucrării lui Dumnezeu, de slujitorii lui Dumnezeu, și doresc ca Domnul să vă binecuvinteze și să vă dăruiască har din belșug în continuare. Salutul bisericii noastre este din Romani, capitolul 15, versetul 13, care spune: Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Amin. Dragii mei, pentru că suntem la o lecție, când este vorba de copii, totdeauna ne gândim la lecții pe care trebuie să le învețe, și atunci când am început noi să mergem la școală, ne aducem aminte cum părinții ne-au pregătit materialele școlare, pe lângă cărțile ce le primeam, caietele în care aveam de scris, creioane, liniar și așa mai departe. În această dimineață am să folosesc o ilustrație într-un timp mai scurt, dorind să las timp mai mult fratelui Gabi, și mi-am adus și eu un creion aici. Am să folosesc o ilustrație, cred, folositoare și bazată pe cuvântul lui Dumnezeu, din care noi ca și părinți avem de învățat, și mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze încă o dată, zic, familia Laza și familia Popa. În dorința de a investi în viața acestor copii, de a implementa în mintea lor legea lui Dumnezeu, și mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze toate familiile și toți copiii care cresc în casa lui Dumnezeu. Ce să învățăm? S-a citit versetul, l-am rostit împreună cu toți: învață pe copil, învață pe copil. Ce să învățăm pe copil? Sunt atâtea lucruri încât n-ar ajunge predicator să se înșire unul după altul și să predice și să dea învățătură și nu s-ar epuiza cuvântul lui Dumnezeu. Dar din ilustrația aceasta am câteva lecții pe care aș vrea să le învățăm de la un creion. Mulțumesc, aveți aici și echipa administrativă, tehnică, știu să pregătească lucrurile, și am apelat la ajutorul lor să-mi facă rost de un creion din ăsta, că eu sunt vizită pe aici și n-am reușit să găsesc pe unde am căutat. Mulțumesc fratelui Aurel, care s-a ocupat de lucrul acesta. Și prima lecție pe care aș vrea să învățăm de la un creion, și ceea ce trebuie să le spunem copiilor noștri în procesul acesta de educație creștină, este că ceea ce contează cel mai mult este interiorul. Interiorul. Mina aceasta de grafit îl diferențiază pe acest creion de un băț oarecare. Ceea ce îi dă valoare, ceea ce îl face util, este partea din interior. Și aici intervine un adevăr spiritual pe care trebuie să-l implementăm încă de la cele mai mici vârste în inima și în mintea copiilor noștri, pentru că există, și cred că ați observat, diverse etape în viața copilului în care se simt cumva subestimați, se simt inferiori și ajung în momente în care se plâng părinților. Poate se uită în oglindă, poate se uită la modul în care ei sunt îmbrăcați și apare o comparație, o comparație a exteriorului, a ceea ce văd în jur, a ceea ce poartă, a ceea ce au alți copii, cum arată, și intervine de multe ori o nemulțumire, o frustrare în viața lor. Și atunci este foarte important să le spunem că ceea ce contează, ceea ce
Este mai valoros, este interiorul, este partea sufletească. Este ceea ce Dumnezeu a pus în noi. Simplitatea exterioară nu îl face pe copil mai puțin important decât pe semenii lui. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Și ceea ce prețuiește este ceea ce a sădit Dumnezeu în inima lui, este ceea ce părinții, bunicii sedimentează în viața lui ca învățătură și asta face parte din caracter, un caracter creștin care se dezvoltă în trecerea anilor, care se dezvoltă apoi prin experiență, care are de-a face cu virtuți, are de-a face cu roada Duhului Sfânt, cu ceea ce cuvântul lui Dumnezeu zidește în sufletul copilului. De aceea este important să le spunem copiilor această lecție, că ceea ce contează, ceea ce le dă valoare și prin ceea ce ei vor face o diferență în lumea aceasta, nu sunt posesiunile materiale, nu este exteriorul, nu sunt hainele, ci este sufletul, este partea interioară, este ceea ce Dumnezeu în primul rând prin Duhul Sfânt lucrează în ei, apoi părinții, bunicii și învățătorii spirituali de care au parte. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l subliniez și care este o lecție pe care trebuie să o implementăm în mintea copiilor de la cele mai fragede vârste este atunci când ne uităm la un creion, ne dăm seama că nu e un băț oarecare. Vedeți câtă sculptură, câtă grijă, cât design. Au de-a face cu lumea aceasta, cu învățăturile lumii, cu ceea ce se promovează și dacă credeți că după Revoluție s-a terminat cu promovarea ideilor ateiste, vă înșelați. Vin dintr-o țară care a fost fondată pe principii creștine și totuși ceea ce se promovează în școli este mai rău decât au făcut comuniștii înainte. De aceea trebuie să le spunem că în spatele, și dacă vreți să folosesc ilustrația aceasta, în spatele acestui creion este un inventator, este un creator, este cineva care l-a făcut să arate așa, este un designer, este cineva care și-a pus mintea la contribuție, apoi îndemânarea lui și l-a făcut să arate în felul acesta. Vom privi dacă vom avea un set de creioane și vom vedea diferență, vom vedea culori diferite, vom vedea modul în care imaginația omului a făcut să arate creioanele, dar dincolo învățătura este că avem un creator, avem, așa cum spun oamenii, un intelligent design, un designer, avem o minte supremă care ne-a creat într-un mod unic, cu o amprentă unică. Și trebuie să le spunem copiilor noștri și să învățăm că ei sunt creați de Dumnezeu, că Dumnezeu are un scop, așa cum scopul pentru acest creion este să scrie. Ei au un scop în viață și că trebuie să urmărească ceea ce Dumnezeu intenționează pentru viața lor. În anul 1795, Nicolas Jack Conte a patentat invenția creionului de lemn cu mină de grafit. Poate că n-ați știut lucrul acesta, dar nu este important. Ceea ce este important este copilul să știe că atunci când el s-a născut a fost un plan al lui Dumnezeu pentru familie, pentru el, ca el să se nască, să apară în viață și că Dumnezeu are un scop. Spunea psalmistul în psalmul 100, versetul 3, să știți că Domnul este Dumnezeu. El ne-a făcut, ai Lui suntem. De aceea vin părinții și aduc pe copii înaintea Domnului. Doamne, de la Tine l-am primit, este un dar din partea Ta și ți-l dăm Ție, ți-l dăruim, dorim să Te slujească pe Tine toate zilele vieții Lui. Spunea înțeleptul în Eclesiastul 12:1, ceea ce este important să le spunem copiilor, adu-ți aminte de Făcătorul tău în zilele tinereții tale. De atunci, din copilărie, trebuie să le aducem mereu aminte la copii și să-i învățăm ceea ce înseamnă relația cu Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu David compunea psalmul atât de inspirat, 139, Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele, Te laud că sunt o făptură așa de minunată.
Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Și ați cântat deja cântarea mai de dimineață, când nu eram decât un plod fără chip. Ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Copilul trebuie învățat că are valoare datorită Creatorului, datorită lui Dumnezeu care a investit în el, care are un scop de a-și proslăvi numele prin viața copilului. Dumnezeu să binecuvinteze pe micuțul Luca, pe micuțul Ianis, surorile acestor micuți și părinții lor. O a treia lecție pe care o învățăm de la Creion este că din când în când, așa periodic, trebuie să treacă pe la ascuțitoare, că dacă tot scrie, vârful se tocește, își pierde scopul pentru care a fost creat și de aceea este important să treacă pe la ascuțitoare. Asta îl cam doare dacă ne-am gândit noi așa din punct de vedere fizic. Nu face plăcere. Trece printr-un proces de suferință, nu? Să-l ascuți așa, n-arată prea bine, dar fără ascuțitoare și-ar pierde scopul pentru care a fost creat. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Efeseni, capitolul 6, versetul 4, și voi, părinților, nu întărătați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în ascuțitoare, în mustrarea și învățătura Domnului. Făcut o greșeală intenționată. Creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului, mereu rotind, mereu reamintind învățăturile din copilărie, adaptate apoi pe măsura vârstei, pe înțelesul lor, mereu și mereu, mustrând, învățând, în acest ciclu care se învârte mereu și mereu. Întreba omului Dumnezeu în Psalmul 119, versetul 9, cum își va ținea tânărul curată cărarea? În ascuțitoare, povățuindu-se după cuvântul tău, mereu citindu-l, mereu memorând, meditând la cuvântul lui Dumnezeu. Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului, Proverbe 3, 11 și 12, și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Dumnezeu se poartă cu noi ca și cu niște fii, cu niște copii. Părinții au datoria să învețe de la Dumnezeu și obișnuiesc să le dau o motivație copiilor mei atunci când trebuie să-i pedepsesc, atunci când ne întâlnim în camera respectivă, așa cu timp luat deoparte, și pediapsa cred că nu trebuie aplicată nici la supărare, la nervi. Pediapsa trebuie aplicată cu înțelepciune și cu explicație. Să știți că copiii la care ne uităm în adunare și generația aceasta este mult mai diferită decât am fost noi, decât au fost înaintașii noștri. La noi era suficient să zică tata ceva și dacă aveai curajul să întrebi de ce, nu știu ce urma. Sau spunea, pentru că așa am zis eu, fără explicații. Astăzi copiii au nevoie de explicații, de argumente. Și atunci când intervine pediapsa, obișnuiesc să le spun copiilor mei, Dumnezeu este Cel care veghează asupra noastră și ne-a dat o responsabilitate în creșterea copiilor. Atunci când aplicăm pedeapsa, trebuie să le spunem ce au greșit, de ce au greșit, cum pot să nu mai greșească în situația respectivă și că datoria părintelui este să-l pedepsească, nu să-l omoare în bătaie, ci să-i dea o pedeapsă oarecare, o corecție, ca să-și aducă aminte. Pentru că ascuțitoarea este cea care aduce aminte, suferința este cea care aduce aminte. Puțini sunt cei care învață de vorbă bună și învață unele lucruri, dar le uită repede. Însă când ai trecut printr-o suferință, îți aduce aminte și spune Scriptura, nu cruța, nu iaua. Înseamnă că noi promovăm ceva împotriva învățăturilor lumii acesteia, care dau frâu liber și spunea o educatoare, în momentul în care s-a introdus o lege împotriva disciplinării de către părinți,
părinții i-au dus la școală, profesorii s-au temut să-i pedepsească, s-au temut de director, directorul s-a temut de cei de la departamentul de educație și toți se temeau de cineva, de o autoritate mai mare. Părinții se temeau de lege, profesorii de director, directorul de departamentul de educație, de Ministerul Învățământului, toți se temeau de ceva. Numai copiii au ajuns să nu se mai teamă de nimic. Aici e problema. Și cuvântul lui Dumnezeu ne învață cu atâta înțelepciune că trebuie folosit sfatul, mustrarea, disciplinarea în măsuri, în diverse forme. Poți să-l oprești de la ceva, i-ai luat ce-i drag mai mult, ce-i place, eu știu, telefonul, tableta. Sunt atâtea lucruri prin care pedeapsă, nu mă refer numai la pedeapsă corporală, să zicem, da? Dar întotdeauna efectul ascuțitorii arată și scoate în evidență din nou partea din interior. Mina aceea creionului este scoasă din nou în relief. Partea sufletească, bunătatea, caracterul, ceea ce trebuie să primeze și virtuțile creștine. În al patrulea rând, o a patra lecție pe care aș vrea să o învățăm de la creion este că dacă îl așezăm pe o bucată de hârtie, lasă urme. Lasă urme. Creionul a fost făcut să lase urme în viață. Copilul, de asemenea, a fost creat de Dumnezeu să lase urme în viața lui. Pe unde trece, va lăsa o linie. Va fi fie o linie dreaptă, fie sinusoidală, tot felul de lucruri pe care le va scrie prin viața lui, în copilăria lui, va privi apoi din adolescență, va privi din tinerețe, va privi după ce va fi căsătorit în urmă și poate că părinții din această zi se uită și zice, măi, ce seamănă, cu cine seamănă copilul, cu cine seamănă? Prima dată se uită la fizionomie, la modul în care arată, seamănă cu tata, seamănă cu mama, e băiat, aleluia, după fete, acum au venit băieții, da? Domnul să-i binecuvinteze, cred că mare bucurie pentru tați. Dar o să înceapă să observe în caracterul lor, în modul lor de a fi, în reacțiunea lor cu lumea, interacțiunea cu lumea, modul în care se vor raporta la lume va arăta că în ADN-ul lor e ceva de la tata, de la mama, de la bunici, poate de la străbunici, vor lăsa o urmă. Înțeleptul își sfătuia fiul, Proverbe 3, de la 1 la 4, spunând, fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia, leagă-ți-le la gât și scrie-le pe tăblița inimii tale. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Un alt părinte spiritual, Pavel, îl îndemna pe copilul său în credință, Timotei. 1 Timotei 4, 12, 13, apoi 15 și 16. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși. În vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Ia minte cum scrii, ia minte ce lași în urma ta. Pune-ți pe inimă aceste lucruri. Îndeletnicește-te în totul cu ele pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Fii cu luarea minte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora, stăruiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Nu este bucurie mai mare decât părinții să preia aceste îndemnuri și să investească cu timp în viața copiilor lor, pentru că astfel vor contribui nu numai la educarea lor, vor contribui la mântuirea lor. Dumnezeu să-i binecuvinteze. O a cincea lecție pe care o găsim și o învățăm de la un creion este partea aceasta, este radiera, este guma de șters. Și lecția este că dacă el greșește, nu e o tragedie. Toți greșim în multe feluri, dar avem posibilitatea de a șterge ceva. Și Dumnezeu ne oferă harul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că avem un Dumnezeu bogat în bunătate. Un Dumnezeu care ne iartă
Se ruga psalmistul David, psalmul 51, versetul 1, ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Copilul trebuie învățat că dacă a făcut o greșeală prin cererea de iertare, el primește posibilitatea de a șterge ce a făcut rău. Copilul trebuie învățat că are o a doua șansă și o a noua șansă. Copilul trebuie să învețe, poate ca din pilda fiului risipitor, că ușa este deschisă, că părinții îl primesc oricând, că există posibilitatea, dacă a făcut ceva rău, să nu se încăpățâneze să meargă înainte în aceeași direcție, ci să se întoarcă cu pocăință. Radierea aceasta însemnează pocăința, întoarcerea la Dumnezeu, întoarcerea, regretul pentru păcat, pentru greșeală și cererea de iertare. Intervine făgăduința lui Dumnezeu, Isaia, capitolul 44, versetul 22. Eu îți șterg fără de legile ca un nor și păcatele ca o ceață. Întoarce-te la mine, căci eu te-am răscumpărat. În al șaselea rând, penultimul, o a șasea lecție pe care o învățăm de la Creion este că dacă se supune o presiune foarte mare, se poate rupe. Atenție la părinți, există unii părinți, în special tați, care dau dovadă de o duritate extremă. Există așteptări pe care le avem de la copiii noștri, există dorința ca ei să învețe bine, ei să fie frunte și nu coadă, ei să învețe la un instrument, ei să se implice în casa lui Dumnezeu, la școală, în activități de tot felul și îi ținem foarte ocupați. Dar câteodată standardul acesta al pretențiilor unui părinte pot deveni o presiune atât de mare încât să rupă vârful creionului. Ei trebuie încurajați, trebuie lăudați pentru ceea ce au scris bine, au făcut bine, pentru modul în care progresează, însă atenție la ceea ce avertizează Apostolul Pavel și spune și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri. Nu-i provocați mereu. Vedeți cât puteți întinde coarda aceea să nu se rupă. Vedeți presiunea care puteți să o exercitați și simțiți înainte de a rupe. Pentru că nu puține relații s-au rupt, nu puțini copii au plecat de acasă datorită acestor presiuni. Fie ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Proverbe 19:18 spune, pedepsește-ți fiul, căci tot mai este nădejde, dar nu dori să-l omori. Nu dori să pui o povară atât de mare încât să-l copleșească, încât să-l îndepărteze. Ține-l în dragoste lângă tine. Ultimul gând cu care aș vrea să închei și poate una dintre cele mai importante lecții pe care le învățăm de la un creion este că dacă eu i-aș da drumul, l-aș lăsa singur, ar cădea. În orice fel l-aș pune să-și îndeplinească rolul, el nu ar putea să facă nimic dacă nu este ținut de o mână. Cea mai importantă lecție este că copiii pe care ni-a dat Dumnezeu au nevoie de o mână, au nevoie de o îndrumare, au nevoie de cineva care să-i călăuzească în viață, care să-i învețe. Ca să scrie prima literă, probabil părinții în clasa în care învață literele, cifrele, au pus mâna pe mâna lui și au început să scrie 1, 2 și așa mai departe. Lecția aceasta ne vorbește despre faptul și marea responsabilitate a părinților de a-și călăuzi copiii la fiecare pas în viață, la a-i sfătui, la a-i îndruma, la a le fi un exemplu personal și, nu în ultimul rând, cel mai important este de a încredința în mâna lui Dumnezeu. Ceea ce au decis părinții, familia Laza, familia Popa, este să-și aducă copiii să-i predea pe brațul lui Dumnezeu. Ceea ce le dă valoare este mâna care va scrie cu ei. Este mâna Totputernicului Dumnezeu care îi va păzi atunci când părinții nu vor putea să-i păzească, când părinții nu vor ști de ei. Este călăuzirea Duhului Sfânt care își va pune amprenta pe viața, pe mintea, pe caracterul acestor copii și ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvinteze, să formeze niște caractere sfinte, alese.
spunea Dumnezeu despre un părinte, despre un tată pe nume Avraam, Genesa 18 cu 19, căci eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine. Este ceea ce Dumnezeu cunoaște despre părinți, știe atitudinile noastre, știe modul în care noi ne vom ocupa, ne vom îngriji de creșterea copiilor. Apoi Pavel scrie lui Timotei, 2 Timotei capitolul 3, versetul 10, tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, exemplu personal, învățătura mea. Învățătura trebuie să aibă acoperire în fapte, dragi părinți. Degeaba ai învățați. Avem în biserică la noi un frate care chiar în comitetul bisericii și mi-a zis, ne trimitea tata la biserică, dar el nu venea la biserică. Învățătura trebuie să aibă acoperire în fapte. Ai urmărit îndeaproape, spunea Pavel lui Timotei, învățătura mea, apoi purtarea mea, hotărârea mea, determinarea de a duce la bun sfârșit lucrurile. Ai văzut dragostea mea, răbdarea mea. Și apoi continuă versetul 14 și 15. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat. Noi ca părinți trebuie să avem curajul acesta de a ne uita în ochii copilului și a le spune tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat. Că știi de la cine le-ai învățat, nu? Și lui Timotei spune, de mama, de bunica, ai avut modele pe care trebuie să le urmezi. Ai avut exemplul lui Pavel, apostolul, marele învățător, știi de la cine le-ai învățat și de care ești deplin încredințat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea, care duce la mântuire prin credința în Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze cele două familii. Mă rog ca imaginea aceasta, și nu mi-o luați în nume de rău, Domnul Iisus a folosit ilustrații, a folosit imaginația oamenilor să o îmbogățească, să le arate adevărul spiritual. De aceea am folosit exemplul acesta și mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze copiii și ei să înțeleagă că au nevoie de o mână. Este Dumnezeu, este mâna părinților, a bunicilor, a învățătorilor spirituale, a celor care influențează în viață, dar deasupra tuturor este mâna lui Dumnezeu. Psalmul 55, versetul 22. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă țină în harul Lui, să binecuvinteze copilașii aceștia, pe Luca, pe Ianis și toți copiii bisericii. Amin.